Salutare! Trebuie să spăl o mașină pe care am murdărit-o destul de tare și am zis că e o ocazie bună să fac un review la un aparat de spălat cu prensiune Stanley SXP-V22. O putere de 2,2 kW. Nu dau alte detalii. În cazul în care vreți să știți ceva, mă întrebați și vă răspund în secțiunea de comentarii. E un aparat pe care l-am de vreo 3-4 ani. Nu l-am folosit eu prea mult, am mai spălat mașina mea, mașina soției și mașini de la muncă când le murdăresc pe teren, cum e și cazul de astăzi. Ăsta e noroi pe care l-am adunat dimineața de prin pădure. Nu s-a întărit prea tare, dar chiar și așa nu se desprinde prea ușor. Îl punem la treabă și voi îmi spuneți ce părere aveți. Cam asta e aparatul de spălat cu presiune. N-am să stau să filmez cum spăl toată mașina. Cred că v-ați făcut deja o impresie. Dacă nu vă place, vă rog, nu dați thumbs down, nu dați dislike. Am mai pățit așa la un videoclip un aspirator de cenușă foarte slab. Toată lumea dă dislike pentru că e slab aparatul, n-ai rost să faceți asta. Spuneți-mi în comentarii ce părere aveți și, mai important, dacă voi știți alt aparat de spălat cu presiune care să se încadreze într-un buget similar cu ăsta, undeva la 500 de lei, vorbiți-mi despre el. În felul ăsta poate ajutăm pe alții care vor să-și cumpere un aparat de spălat cu presiune și au un buget de vreo 500 de lei. Aveți grijă de voi!